Salutare, boys and girls, ce faceți, mă? Băi, nu știu cum să vă spun, frate, dar a început să toarne ceva de sus și nu pare ploaie în puii mei. E un fel de lapoviță, nu știu ce dracu e. Se pare că încet, încet o să ne luăm la revedere de la sezonul ăsta. Am scuzat, domnul Pietron. Știu că nu se termină până nu e zăpadă pe jos, dar o să fie cât de curând, cred. A fost un an super mișto pentru mine. Am învățat o groază de chestii anul ăsta. În clipul ăsta vreau să mulțumesc unor persoane care pe mine m-au ajutat foarte mult în domeniul ăsta, pentru că pentru mine chiar a fost ceva nou. Am fost la început, mai sunt încă la început. Și primul nominalizat, care vreau să-i mulțumesc pentru tot feedback-ul și toate info pe care mi le-a dat, este vorba de Naked Jude. Jude, îți mulțumesc foarte mult și, cum ți-am zis, dacă avem posibilitatea la anul, poate facem și o tură împreună. Al doilea om căruia vreau să-i mulțumesc este domnul Întreprit. Băi, deci omul este senzațional. El a fost primul care cred că m-a șeruit, care cât de cât m-a făcut, să zicem, cunoscut în domeniul ăsta, unde, apropo, că văd că din ce în ce mai mulți motovloggeri apar. Bă, este un lucru super mișto. Calitatea videoclipurilor a început să crească, ideile sunt din ce în ce mai bune, lucru care pe mine unul mă bucură, frate. Este foarte mișto, foarte mișto, mă uit la majoritatea oamenilor care fac treaba asta și îmi place ce văd. Da, vreau să mulțumesc și lui Praxis, lui Adrenaline Junkie, cu care am rămas prieten de când ne-am văzut prima dată anul ăsta la marșul organizat de către cei de la Black Helmets. Cu Praxis, ce să zic, cred că vorbim aproape zilnic. Îi mulțumesc și lui foarte mult. A avut o groază de informații pe care le-am schimbat unul cu celălalt și eu zic că a fost benefică treaba asta. Cam ăștia sunt oamenii cărora vreau eu să le mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc în primul rând vouă, subscriberilor, cei vechi care sunteți cu mine de la început, cât și celor noi care au venit acum. Ce claxonați, moș? Da, vreau să vă zic asta, să știți că nu este un video gen ultimul video pe anul ăsta. Nu-ți mai are material pentru daily traffic-uri, o să mai vedeți câteva clipuri de la mine. Plus că pe viitor, chiar dacă o să vină iarna și o să fie frig, nu ne oprim, o să aveți o surpriză foarte mare din partea mea. O să postez și pe parcursul iernii, chiar dacă nu o să aibă legătură cu lumea pe două roți, dar eu cred că o să fie ceva interesant care o să vă placă. Este o altă pasiune de-a mea. Bă, ăștia ce fac, mă? S-au vorbit toți. Hai, BMW. Nu mai vrea acum. Da, deci canalul nou o să leșine odată cu venirea iernii. O să aveți content din partea mea. Sper ca feedback-ul să fie pozitiv. Mersi. Da, așa că stați pe lângă Nuț. V-am spus, o să urmeze chestii super mișto, zic eu. Sper să vă și placă. V-am zis, este un nou hobby. E un vechi hobby de-al meu care am zis,
pentru că din păcate noi nu avem sezonul cum au băieții din Italia. Din ianuarie până în decembrie am zis să vă dau și altceva în afară de viața pe două roți. Stați pe lângă mine. Cam asta a fost pentru clipul din seara asta. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine anul ăsta și vă pupănuț. Aveți grijă de voi. Pa. Eu sunt